Numărul 5, omul magnetic. Liu Thonglin, în vârstă de 78 de ani din Malaysia, cunoscut drept și omul magnetic. Îi se spune așa deoarece pielea lui are proprietăți speciale. El poate face obiecte metalice în greutate de până la 2 kg să fie lipite de pielea lui, fără niciun ajutor, și acest fenomen este un mister științific. Deoarece nu există nici urmă de un câmp magnetic în jurul corpului său, tot mai mulți profesori și doctori au început să se intereseze de condiția omului magnetic. După ce a văzut ce Liu poate face, profesorul Nasrul Humami Mahmud din Universitatea Tehnologică Malaysia a făcut cercetări pe această temă și a decis că pielea lui are un efect deosebit de aspirație care face metalul să stea lipit de piele. Nu este o iluzie ce poate Liu să facă, este ceva genetic la mijloc, până și ce doi fii ai lui împreună cu nepoții au această capacitate magnetică, deci se transmite din generație în generație, spune profesorul. În concluzie, omul magnet rămâne o ciudățenie în domeniul științific de neexplicat. Numărul 4. Zamora, regele torturii. Născut pe 29 decembrie 1962 în Pullman, Washington, Statele Unite ale Americii, Zamora, regele torturii, este numele de scenă al lui Tim Cleveland. Zamora a fost un membru original al circului Jim Rose, unde a efectuat fapte dureroase ca divertisment. Cascadoriile sale includ înghițit de săbi, mâncat de foc, electrocutare, stat pe un pat de cuie și alte activități dureroase. Tim Cleveland este cunoscut în întreaga lume pentru demonstrațiile sale care implică împungerea unor țepușe mari prin corpul său în mod direct prin țesutul muscular, cu nicio urmă de durere sau sânge și o vindecare extrem de rapidă. Mulți folosesc isprăvirea lui drept un subiect regulat de documentare și studii medicale, iar el călătorește în lume și ține cursuri pentru o gamă largă de clienți. Condiția de care Tim suferă este una rară, în care el nu poate să simtă durere. Doctorii au găsit că toate provin de la o genă mutată care afectează stimulii de durere. Numărul 3. Gary Turner, omul elastic. Gary Turner s-a născut în Cashier, Lincolnshire, Anglia, regatul unit al Marii Britanii, în 1971. Încă de la o vârstă fragedă, Gary era conștient de pielea lui, iar unchiul său le-a arătat prietenilor lui de ce era în stare nepotul său și, bazat pe reacțiile lor, el și-a dat seama că e diferit. Gary Turner poate întinde pielea de pe abdomenul său circa 15 cm, suficient de bun pentru a câștiga recordul mondial Guinness pentru cea mai elastică piele din lume. Turner a efectuat acest record pe platourile de filmare Guinness World Records din Los Angeles, California, pe 29 octombrie 1999. Pe lângă aceasta, pielea lui este atât de elastică încât e capabil de a trage pielea peste gâtul său complet peste maxilarul inferior. Turner este capabil să întindă pielea într-o asemenea măsură din cauza unei afecțiuni medicale rară numită sindromul Ehlers-Danlos, o tulburare a țesutului conjunctiv care afectează pielea, ligamentele și organele interne. La persoanele cu sindromul Ehlers-Danlos, colagenul care are rolul de a întări pielea și a menține elastică nu funcționează corect, rezultând într-o relaxare a pielii și hipermobilitatea a articulațiilor. Numărul 2. Isao Machi. Isao Machi s-a născut pe 20 august în 1973 în Japonia. Isao este un maestru japonez vaido din Kawanaishi, Japonia. Isao are o putere extrasenzorială supraomenească care este dincolo de orice standard uman. Doctorul Ramanidu Vasula a asistat la un experiment unde Isao a despicat o bilă din plumb în jumătate trasă într-o armă cu aer comprimat spre el și a avut de spus următoarele lucruri. Isao procesează la un nivel senzorial total diferit față de un om normal. El nu procesează vizual, ci anticipativ față de un om obișnuit care folosește viziunea pentru a determina unde o să ajungă un obiect. Cu toate că abilitățile sale cu o sabie au fost rafinate în ani de practică, există un element de capacitate supraomenească atunci când vine vorba de reacțiile uluitoare pe care Isao le are. Reacțiile sale sunt mult superioare față de un om normal și de aceea el este catalogat drept un supraom. Numărul 1. Nina Kulagina. Născută în 1926 în Rusia, la vârsta de 14 ani s-a înrolat în Armata Roșie în regimentul de tancuri. Încă de mică știa ce putere are, ea a crezut că le-a moștenit de la mama ei, dar la mult timp după război abilitățile ei au fost studiate. În timpul războiului rece s-au înregistrat filme al negru fără sunet în care o putem vedea cum mișcă obiecte cu puterea minții, iar aceste demonstrații au stârnit interesul mondial al cercetătorilor științifici, care curioși au supus-o la mai multe experimente pentru a afla mai multe lucruri legate de abilitatea ei anormală. Unul dintre cele mai cunoscute experimente au avut loc într-un laborator din Sankt Petersburg la 10 martie 1970. După ce au studiat inițial capacitatea de a muta obiecte nensuflețite, oamenii de știință au fost curioși să vadă dacă abilitățile lui Kulagina pot afecta celule, țesuturi și organe. Sergeev a fost unul dintre mulți oameni de știință prezenți atunci când Kulagina a încercat să folosească energia pentru a opri bătaia inimii unei broaște putind într-o soluție salină. El a spus că ea s-a concentrat intens asupra inimii și a făcut-o întâi să bată repede, apoi lent, într-un final opindu-o din a mai bate.